În domeniul relațiilor de muncă s-au efectuat un număr de 134 de controle, s-au aplicat 26 sancțiuni, din care 17 amenzi în valoare totală de 299.600 de lei. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficiențe, comerț, transport, confecții, prelucrare, lemn, construcții, restaurante, baruri, servicii auto, agenți de muncă temporară și furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă. Principalele deficiențe constatate, primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în forma scrisă a unui contract individual de muncă, muncă nedeclarată, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidențierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul General de Evidență a Salariaților, neînmânarea salariatului anterior începerii activității a unui exemplar din contractul individual de muncă, neeliberarea adeverinței de vechi prestarea activității ca agent de muncă temporară, fără obținerea prealabilă a autorizației de funcționare. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfășoară muncă nedeclarată, în luna februarie 2023, merge și-a efectuat un număr de 134 de controle, astfel la nou, angajatori sancționați au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 10 persoane, valoarea menzilor aplicate este de 280.000 de lei în domeniul securității și sănătății în muncă, în baza legii numărul 319 din 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, au fost efectuate 161 de controle. Au fost aplicate 83 sancțiuni, din care 31 amenzi, valoarea totală acestora fiind de 132.000 de lei. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficiențe, construcții, exploatare forestieră, transport, alimentație publică, distribuție mărfuri, mărărit și panificație, confecții textile, comerț, industria extractivă și de producere a energiei electrice. Principalele deficiențe constatate neasigurarea controlului medical la angajare și periodic, necomunicare eveniment, nedepunerea dosarului de cercetare evenimentului, neasigurare instruire în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, neasigurare echipamente individuale și de protecție, neverificarea sistematică și testarea utilajelor, neautorizarea INSEMEX. Persoanele care vor să se munca nedeclarată o pot face înscris la numărul de fax 0248-223412 la adresa de e-mail itemargeșaronditemargeș.ro sau direct la sediul din Pitești, Bulevardul Republicii, numărul 11.